Bună ziua, mulțumesc că ați venit la evenimentul de azi. E vorba de semnarea contractului de finanțare. Nu se aude. Bună ziua! Semnăm azi contractul de finanțare pentru reabilitarea rețelei de termoficare. E vorba de un contract pentru 210 km din cei 950 pe care i-a... Se aude acum? Se aude? Da. Cred că personalul tehnic e de la voluntari. O să facem o analiză. Deci, semnăm azi cu Ministerul Fondurilor Europene contractul de finanțare pentru reabilitarea a 210 km, rețea principală din rețeaua de termoficare, din cei 954 pe care rețeaua are, adică 22%. E evident problema la care această finanțare răspunde. Din 2016 până în 2020, numărul de avarii în rețeaua de termoficare a crescut de la 420 la 1300. Pierderea pe eficiența pe energie termică a crescut cu 5%. De asemenea, a crescut considerabil cantitatea de apă care trebuie introdusă în rețea. Prin această finanțare și prin lucrările pe care le vom demara de îndată ce vremea ne va permite și după ce vom fi finalizate procedurile de achiziție, o să avem trei mari îmbunătățiri. În primul rând, îmbunătățirea calității căldurii și apei calde pentru bucureșteni. În al doilea rând, reducerea pierderilor, care se va duce într-o reducere a subvenției pe care municipalitatea o plătește în fiecare an. Și în al treilea rând, dar nu cel mai puțin important, reducerea poluării atmosferice pe care această ineficiență o generează. Ăsta este obiectul contractului de azi. 1,6 miliarde de lei, din care 1,3 miliarde de lei finanțare nerambursabilă. O să-l rog acum pe domnul ministru să ne spună mai multe lucruri și ne va spune și despre o altă finanțare pe care guvernul prin Ministerul Fondurilor o alocă primăriei, tot pentru rețeaua de termoficare. Da, chestiunea termoficării în București e...